Noua lege a salarizării vine cu schimbări importante pentru bugetari. Salariații la stat ar putea câștiga bani în funcție de performanță, iar la lafa acestora va fi formată din două componente. Partea fixă, care va fi la fel în fiecare lună, și partea variabilă, în funcție de rezultatele muncii. Totodată, ierarhizarea va fi reformată în funcție de cât de grea sau importantă este munca depusă. Astfel, ierarhizarea pornește de la poziții precum manager de spital, președinte de secție la instanțe sau secretar general al unei primării. Apoi, în ierarhie se regăsesc profesiile de judecător, decan, medic, profesor universitar, programator IT sau director financiar contabil într-un spital. Ierarhia continuă, cuprizând funcții precum farmacist, șef de birou vamal, inginer șef de cadastru sau director de departament într-un minister la nivelul al optulea. Tot în ierarhie, la gradul al șaptelea, se regăsesc poziții precum profesor, expert criminalist, consilier parlamentar, lector universitar sau dirijor. Salarizării mai arată că posturile de fiziokinetoterapeut, asistent medical sau muzeograf vor ocupa a șasea poziție, în vreme ce funcția de economist, asistent medical, asistent social, învățător și educator se află la gradul al cincilea. Forma finală a legii salarizării ar urma să fie gata anul acesta. Odată cu noua lege, sunt angajați care se vor alege cu salariul diminuat semnificativ. Vorbim aici despre bugetari care lucrează în condiții grele, condiții vătămătoare sau radiații.